tare s-au mai bucurat atunci când au descoperit Zaharina cu 140 de ani în urmă, la 27 februarie, atunci când a fost obținut îndulcitorul artificial Zaharina. De aceea astăzi vă propunem să aflăm mai multe despre ea. Dacă e sănătoasă Zaharina să o consumăm, pentru că foarte mulți zic că e o minciună și mai bine nu mâncați, nu folosiți în bucate. Ed, avem un reportaj în timp. Zaharina poate fi chiar de 500 de ori mai dulce decât zahărul. Pentru că are zero calorii, mulți folosesc pastile ce conțin zaharină în loc de zahăr. Nutriționiștii însă confirmă că aceasta provoacă numeroase probleme de sănătate, printre care diabetul sau obezitatea. În industria alimentară, zaharina este recunoscută în calitate de aditiv alimentar E954. Îndulcitorii artificiali sunt substanțe chimice sau compuși naturali care asigură alimentelor gustul dulce, fără a transmite organismului un număr ridicat de calorii. Zaharina mai este contraindicată în sarcină, deoarece unele studii susțin că poate traversa placenta, iar acest lucru crește riscul de apariție ale unor afecțiuni ale fătului. De asemenea, îndulcitorii artificiali cauzează spasme musculare, atacuri de panică, probleme de vedere, insomnie și chiar dureri de cap. De multe ori, aceasta este utilizată în produsele de patiserie, guma de mestecat, dar și în anumite produse de igienă personală, cum este pasta de dinți, apa de gură sau luciul de buze. Există și anumite vitamine care au în compoziție zaharina. Ar fi bine să limitați consumul acestora și să optați pentru miere de albine sau fructe în schimb. În anul 1977, Congresul Statelor Unite ale Americii a decis ca produsele ce conțin îndulcitor să placeze pe cutie o înștiințare că există riscul îmbolnăvirii de cancer. 20 de ani mai târziu, aceste presupuneri au fost infirmate. Acum, zaharina este permisă de Organizația Mondială a Sănătății în mai mult de 90 de țări din lume.